Hai, salutare! Nu pornește înregistrarea încă de la început. Am nimerit ca barația de data asta și stai, wow! Stai să văd aici. Da. Cam asta e deschiderea pe care o fac eu de obicei cu barația. Marte e super agresiv. Stark e ok. S-ar putea să-l coste pe tovarășul Martel, dar cine știe, momentan n-are inamici. Băi, Lannister, just ok cu tine, dar hai să nu ne aliem. Să zicem și noi. Nu știu ce o să se întâmple, cred că o să fie un raș pe mine, din ce îmi dau eu seama. Motiv pentru care aș prefera să îmi pun două aici, ca să fiu sigur în viitor. Încercăm să facem o alianță măcar așa de fațadă cu Tyrell și încercăm și cu Stark. Hai să vedem. Deși în general asta nu se aplică, dar na. Să-mi pace ca lupta dintre mine și Martel să fie una corectă sau nu neapărat corectă, ci nu 2 la 1. Dar și Zagorka și Fajgenji și Slavo sunt jucători cu care am mai jucat, sunt jucători ok. Să vedem. Să vedem. Ce o să iasă. Lannister. Da, Lannister o să aibă ceva probleme cu... Să zicem, ar scăpa, ar avea șanse dacă n-ar veni un master în rândul ăsta. Ce face din Sunspear. Teoretic cred că o să ia, sau teoretic cred că o să ia Storm's End. Dar vedem. Și mai departe Harold. Și ce faci tată cu ăla? Back.
Mi-aș dori și eu să am parte de un joc în care măcar două, trei runde să-mi lăsat în pace. Să pot să-mi scoși eu câte una, câte alta, câte... câte ceva util. Era bun un avant-port. Asta e. La faza asta, Stark și cu Martel sufer parte cu bani. Deci oricum pun un raid. Punând master aici, în prima rundă, acum e extrem de intens. Sunt Red Wine Street și nu prea înțeleg de ce. O să fie nebunie. Stark aici a două nave. Ți-e frică de placul ăla. Bun, acum, că toți suntem și avem puțin timp, avantajul Casei Baratheon este că are Dragonstone, că este o insulă. E una din cele trei, Dragonstone, Pike și Harborough, care o face un pic mai greu accesibilă. În același timp este și un dezavantaj, pentru că dacă pierde și Breaker Bay, cam greu se mișcă de aici, cam greu este. Dar, de obicei, Baratheonul, chestia asta de aici, care îl ajută pe Salador, care îl ajută foarte mult în cazul unui bătănic. Următorul, să zicem, dezavantaj ar fi faptul că următorul avantaj ar fi că e pentru. Și eu, cum am zis și când ne-am văzut, pentru mine tronul este un obiect important, pentru că îmi dă posibilitatea să aleg eu toate egaluri și să manevrez în funcție de probleme sau de cum vreau eu să fie. Celălalt dezavantaj este că nu poate lua supply-uri. Era un avantaj. În fine, acum suntem la dezavantaj. Nu are supply-uri. Are două, pornește cu două, dar îi va fi foarte greu să adune. Pentru că cel mai apropiat este un Blackwater și în Mountains of the Moon.
De obicei poți să îi ceară lui Stark, bă, pot să mă duc eu, pentru că toată zona asta de vale, de obicei, cade sub area de influență a lui Stark. Vedem acum. Eu o să încerc să iau un Blackwater, dar nu pot să știu Tyrell și are legământ, nu pot să știu chiar și Lannister, toate că suntem aliați, aircoats. Și cel puțin pentru mine ca Baratheon este important să mă păstrez tronul cât mai mult din joc, chiar dacă asta însemna că pierd acest plus 1. Stannis îți spune plus 1 într-o luptă dacă jucătorul cu care te lupți este deasupra ta cu tronul de fier. Stannis alături de Mace ar fi singurile cărți care ar putea pune 5. Bine, este Victarion care ar putea să pună un maxim de 8, ar fi o carte de 11. Presupunând că ai atacat cu 4 nave, ți le dublezi 8 și cu Victarion faci 11 doar carte și ia să vedem. Da, accept că momentan se vede că e pârlit. Se simte pârlit. Sau așa-l văd eu. Adică, bă, stai că nu a ieșit, n-a venit masterul ăla. Aici că de Zagorka e o bere bulgărească. Și de asta chiar vorbeam de cele trecute când ne-am jucat cu el, că ziceam, bă, ce beri bune mai aveți voi pe acolo, pe Bulgaria. Mi-a zis el câteva, dar am uitat. Așa cum așa adus aminte, cred. Și acum să sperăm că am alea 3-4 runde care vă ziceam de liniște, să pot să fac și eu ceva pe aici, un rost în Westeros. Mă aștept cea mai rapidă trădare să vină de la Martell. Dar nici Lannister-ul n-ar fi... Bine, de fapt, nici o ține. Dar de la Marte nu aș. În același timp, cumva, bine, din punctul meu de vedere, cea mai puternică casă este Greyjoy. Are pachetul ăla de cărți demențial. Și pornește și cu sabia și e teroare. Nu știu ce... Nu știu. La tempor. El știe. O să fie greu acum, pentru că e înconjurat, e exact ce ziceam data trecută, e boxed in Sunset Sea. Ce
grigiu se plânge. Asta e. Sunt momente cam să iei de rămâine un gol. Sau o cerui că dacă înregistrez unul de la, nu o să-l pun. Da, nu stau să mai... Nu stau să fac colegele cu ei și în chat. Dacă m-am mai auzit cântând așa random, e de la muzica din căști. Ați văzut cum funcționează animalul ăsta de rus, dar a pierdut. Scos pe Fion. Fion Tuncloak. Bun, și încă un avantaj lui Baratheon, că n-am apucat să vă zic, e faptul că are acces la foarte multe coroane, multe, multe, nu are patru, doar trei zone, care sunt sub arealul de influență. Ceea ce îl face întotdeauna un partener. Singura lui problemă e singura lui. Încă o altă problemă e că astea sunt imprimate și are foarte puține zone în afară de Dragonstone și astea, adică aici, în care poate pune coroane, pentru că raid. Și asta, dacă nu o gestionezi bine, e destul de... Jolie,
că ziceam că Martel va fi primul care a trădat, care va trăda sau mă va trăda și putea să-l trădez eu în situația asta. Pentru că el se duce foarte puternic acum pe... Ce mă pășesc? Doar nave? Și cum ziceam de bani? Sunt deja maxim. În fine, ok. Aș putea să pun acolo eu am, să zic așa, niște principii după care mă axez într-un joc, niște principii și învățate, explicate de prieteni care sunt militari și așa, dar și experimentate personal. Mie nu-mi plac raidurile. O fac decât când mă simt în pericol sau când chiar am nevoie de un raid. La modul că luând anumit ordine, îl va stabiliza pe celălalt, fie pentru aliatul meu, fie într-un posibil atac al meu. Dar asta se întâmplă. Mai devreme ați văzut că l-am făcut de aici, pentru că eram sigur că Martel va veni și spune, m-am înșelat, asta este, totul s-a terminat bine. Și, după cum ați văzut, e de ajuns un raid, chiar dacă la un alt raid, nu la un suport, nu la către un jucător ca să calci o alianță, să fie considerat motiv să te atace sau să-și îndrepte atenția către tine. Cam asta e așezarea standardă în Baratheon. Sper că nu are o idee de asta fantasmagorică tovarășul Lannister. De altă la cap calc. Iar... acum trebuie să navighez, știi, foarte foarte bine. Că vine aici, aici Tyrell. În Ten Towers sunt Princess Pass, care eu sunt cu dar eu voi sprijini pe asta, așa ca să fie un strong point, deși aș fi preferat încă un ordin, asta e. Voi încerca să iau și Mountain of the Moon, dar ca un fair king ce sunt, îl întreb pe Stark.
Și i-am zis lui Starcu să iau asta de aici și o să plec după aia cu un bănuț. Adică, ca să nu creadă că reprezintă vreun pericol către Iri. Dă jos de pe sabie. Sau cine știe. Nu cred că așa s-ar sacrifica el. Trebuie să-mi explic. Mă gândeam să vă le explic că amândoi sunt aliați și de asta n-am dat suport. Aliații mei. Mă refer și nu, cel puțin la început nu prea le dă să încălce alianță și... așteaptă că vine Bido, omul lui Dumnezeu. Și am zis și eu de parcă m-ar auzi grigei.
să fie supărat tare. Da, se întâmplă, adică eu înțeleg perfect pe Greyjoy. Pentru că e greu, dar la repetire. Vedeți? El zero. Mai vine o dată, master. Hai să vedem. Și bine a venit lor. Acum eu nu știu dacă vorbi cu mine sau cu altcineva, dar eu sunt de părere că în game chat poți să zici orice, absolut orice, să nu jur de mamă, de tată, de frate, de surori, să-l faci cel mai homosexual dintre toți în cel mai urâte moduri, pentru că și asta se poate considera tactică de război. Yikes, urăsc cartea asta. A venit supply. Și cum vă ziceam, uite, 17 aici. Sunt vreo 4. Cred că o să merg la 4 și ce mai fi. Vedem după aia. Dar tronul trebuie să fie al meu. Asta. Lannister, tu cu cine crezi că vorbești? Deci, poate, toată lumea e pe ordinele speciale, dar nu suport.
posibil 7. Parcă putem să ne mai altă viață acum. Am zis omului că plec. Eu voi plec, nu? Bună. Sunt trei nave. Deci nu știu de ce m-am speriat eu. Am uitat că am sabia.
Da, nu mă gândeam acum. Dacă să îl înșel pe tovarășul Stark sau nu. Da, nu, că am zis să fiu o rege bun. Și cred că lucrurile se schimbă. E o chestie pe care eu urăsc asta cu refresh-ul. Ăsta e unul din motive sau... Da, unul din motivele, că sunt mai multe, pentru care eu prefer jocul cu Tides of Battle. Se fie greu, dar... Are și o dreptate. Are și unul dreptate. Și o să fac unul că dacă vine mă... Deci, îmi scot o navă de aici. Ca să fac o navă, să am armată de 3 aici. Și dacă vine mă să următoarea rândă, să mă înțelege engine, să pot să mă duc în mire.
Scoate defensul. Scoate defensul. Zic Terrell să-l dea pe asta chiar dacă pierde high guard, dar îi scoate defensul de aici. Și tura următoare, el are master aici, vine cu toate trei navele. Ale, ale, bravo. Adică, bravo. A jucat bine, a făcut ce trebuie. Și-a păstrat vipera. Da, o să-l bată. Da, eu ziceam să scoată defensul ăsta și dacă Martel ar fi atacat cu vipera, ar fi rămas cu cartea de 3 maxim. Și atunci avea 3 cu 3, 6 și ăsta 4 și cu 3. Acum e inutil. Da, e șansa lui. Chiar dacă își sacrifică navelele. Sau o să facă să dea altceva. Ca să scoată vipera. Exact. Și vine înapoi cu navele. Da. Și acum să purgă banii. Da, trebuie să-l plângem și pe Stark, că e prea. Are în același timp și pe... Sunt la 5. Iar sunt la 5 și altul cu 3 și parcă văd că ajung într-o situație, nu știu. Uite. E unul care are sorry, Greyjoy. Hai să-l punem pe tilt. Și
Mine de fapt întrebe tronul, nu întrebe altceva. Eu acum sunt într-o poziție de putere. Am avut bani, am putut să decid și am putut să mă luat către Stark. Unitățile au fost răușite pe aici. Și încă mai am unități. Este motivul pentru care v-am zis eu, dacă vă aduceți minte, nu te-am plac mie catapultele, prefer să-mi scot unități cât mai multe, să le am în caz că... Uite, și acum... After... Da, hai că te-am pus mai sus, las. Pe ton mă face campion.
aș putea să-l plec în Spălănistar. Dar, aici e un robot la martar. Și prefera să nu mă radieze el. Să-mi place pe asta. Alessandra. Și acum în sfârșit s-au înțeles. Dar noi încercăm să câștigăm. Și am folosit sabia, ceea ce e bine. Dar să am eu grijă în situația asta să nu mă extind prea mult. Adică să nu mă extind așa iurea. Că evident că mă voi extinde, parcă... Asta e, Game of Thrones.
Da, nu știu, fiecare a jucat cum a putut aici. Da, deci pentru mine în momentul de față e un atac 3 nord. Voi încerca să stingerez pe Stark și să am un ochi aici în sud, pentru că o să vină Tyrell și Tyrell-ul, dacă Martell-ul nu e cum trebuie, adică dacă e un robot, nu joacă în picioare. Mor, ce bătălie. Mișto asta. Da, bună.
Wow. 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 Nu. Și acum, ca să câștig, să mă gândim un link. Încă bine. Să fie Stark. Asta o să-l iau. Bun. Are eu. Dar ceva toate alea înapoi. Încă vedem ce vreau aici. Cum avem corbul și am mai putea schimba ordine.
O să mă uit că nu vreau să-mi schimb ordine. Și asta de aici. Da, să fie mai bine. Ce vrea să facă. Și am cu minus 1. N-am niciun. Deci n-am niciun. Deci n-am niciun. Oare parian? Nu are. Eu ți-am spus, fă, că mi-ești dragă. Și-am să iau din cer și stele. Să-ți fac salvă de mărgele. Ții minte când spuneam eu că cantez pe Dumnezeu, chiar pe bunul Dumnezeu, de s-o pune în drumul meu. Dai n-am ucles, dai n-a de les, para gara cale, dai n-a unui vișnițară, dai n-a unui vâlceavă. Și-am muncit un an de zile. Hai măcar să-l folosim pe Henry. Să-i tu ce să împuci. Și când voiam să-ți vorbesc, zici că mă opilesc, spatele îmi întorceai și cu altul te duceai. Dai n-a ucles, dai n-a dele, spara gara cale. Bun, și acum stăm la 6. Mai are Stark aici un atac. Folosește, nu folosește, pe ce nu-mi pasă. Bibilică, bibiloi. Dar veni un barbuci, o pupante de gaciu din Buzău sau de mai sus. Cacheva și tu te-ai dus, păi dai n-a mucles, dai n-a teles, para caracale, dai n-a unui vișnițară, dai n-a unui dulceavă. Ai fost curvă, am fărăști. Înfărțeam banii frățești. Pentru ce las că și când voiam să vorbesc, fiindcă mă că ăsta adoră mai puțin decât celălalt și n-am mai fost eu la fel de vorbăreț ca Angelo în primul, dar poate ați înțeles ceva, puteți revedea mai mult, de mai multe ori, să vedeți ce am gândit, poate ați auzit la fel. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să mi le adresați, că fie în comentarii, fie personal, fie cum vreți voi, o să încerc să vi le răspund. Să vă răspund, să vi le răspund. Dar, da, cam asta e. Mai are Stark, nu știu dacă vrea să atace. Oricum ar fi util, cum am dat-o. Să mergem aici. Și asta e. Avem și jocul ăsta gata. Și yay, am câștigat. Ok. Hai. Ne vedem data viitoare și la următorul joc online. V-am salutat, v-am pupat, seara faină, noapte bună, bună dimineața, ce ori